Bună ziua! Astăzi facem gogoși fără drojdie, fără praf de copt, fără agenți de creștere. Într-o cană de apă fierbinte, clocotită, punem o linguriță de sare și aproximativ jumătate de kilogram de făină punem pe rând. Și amestecăm cu lingura de lemn să nu ne ardă. Scoatem aluatul pe masă și îl frământăm bine. Aluatul nu trebuie lăsat la crescut, nu avem timp de așteptare, lucrăm direct și formăm 8 turte. Le întindem, le adunăm prima dată biluțe și le întindem cât de subțire. Le dăm deoparte. Punem jumătate de litru de ulei într-o cratiță bine încinsă și le punem la prăjit. Cântăresc și făina, am folosit 450 de grame de făină în total. Le prăjim așa, dăm ulei în permanență deasupra pe ele, la foc iute. Și ele se vor umfla fără niciun agent de creștere și totuși se vor umfla. Așa se umflă aceste gogoși, fără nimic adăugat. Atât trebuie să aibă foc iute și să dăm așa cu ulei peste ele. Așa arată turtele, fără niciun agent de creștere. Trebuie scoase pe hârtie absorbantă să absorbă uleiul. Se umflă. Trebuie făcute cât mai subțiri. Dacă nu avem drojdie, praf de copt, putem face fără nicio problemă turte. Poftă bună!